Tribunalul București a deschis procedura de faliment în cazul City Insurance pe 9 februarie. Instanța a decis ca polițele de asigurare și reasigurare emise de societate să mai fie valabile doar 90 de zile. Termenul expiră pe 11 mai. Așa că șoferii sunt nevoiți să încheie până la această dată noi asigurări auto la alte societăți. În caz contrar, vor risca amenzi. Circa 500.000 de polițe RCA ce fusese emise de City Insurance încetează pe data de 11 mai. Șoferii trebuie să înțeleagă că trebuie să încheie o altă asigurare pentru a circula în condiții de legalitate. Conducătorii auto pot să denunțe din proprie inițiativă contractul înainte de 11 mai. Cei ale căror polițe emise de City Insurance sunt valabile și după această dată pot solicita returnarea primei de asigurare proporțional cu perioada de valabilitate rămasă. Pentru perioada pe care acestea mai erau valabile, pot solicita fondului de garantare să li se achite contravaloarea poliței pentru perioada pentru care n-au mai fost asigurați. Cea mai mare problemă pentru șoferii care trebuie să încheie o nouă asigurare auto obligatorie rămâne însă prețul. De exemplu, în marile orașe, polițele RCA sunt mai scumpe chiar și cu 50% în anumite cazuri decât înainte de falimentul companiei, conform calculelor unor brokeri. Anul trecut am dat 14 milioane la motor de 2000. De ce altă asigurare din nou? Dar alți bani, altă treabă. La mașina asta, pe an, pentru că este pe persoană fizică autorizată, 2950 de lei poliță. Foarte mult. Reprezentanții companiilor de asigurări recomandă șoferilor să compare ofertele. Sunt companii care oferă diverse discounturi în funcție de istoricul șoferului, funcție de daunalitate, funcție de sistemul bonus-malus. Deci e bine să cântărească rapid și foarte serios fiecare ofertă în parte. Șoferii implicați din postura de făgubiți în accidentele provocate de asigurații City Insurance, care nu au cumpărat noua poliță RCA după 11 mai, nu vor putea fi despăgubiți cu vechea poliță RCA, chiar dacă aceasta se află în perioada de valabilitate. La nivel național, numărul total al polițelor RCA este de aproximativ 6,7 milioane, iar ponderea asigurărilor emise de compania aflată în procedură de faliment mai reprezintă aproximativ 8%.